criteriile impuse celor care vor să aplice pentru fondurile europene, criteriile cele mai stufoase, birocrația cea mai mare. De ce? Pentru că la criteriile europene, statul român a considerat necesar să adauge multe alte criterii de cele mai multe ori care nu au nicio legătură cu obiectivul proiectului sau cu obiectivul axei pe care, în mod normal, trebuie să aplici pentru fonduri europene, dar care criterii facilitează accesul la fonduri numai anumitor firme după tradiționala obișnuință sau tradiționala obicei, avem și noi o tradiție mai nou, în a crea caietul acela de sarcini, pe modelul caietului de sarcini. Cum să punem virgula ca să câștige cine trebuie? Pe același model s-a creat și ghidul solicitantului și de aici criterii foarte alambicate și, nu știu, care au, de fapt, scopul de a bloca accesul liber la fondurile europene și de a lăsa accesul unei nișe foarte restrânse, unui număr foarte limitat de companii care trebuie musai să câștige. Și de aici și capacitatea de absorpție foarte scăzută a României și incapacitatea României de a beneficia de fondurile europene. În momentul de față, din nefericire, România se poate lăuda cu faptul că este contributor net la bugetul Uniunii Europene, un lucru care, sigur, poate să pară caragios, numai că este un lux pe care nu îl putem permite în momentul de față. România ar putea beneficia de aproape 30 de miliarde de euro, însă ne permitem luxul de a fi contributor net. Dacă revenim la competențe și la educație, sigur că atâta timp cât noi nu ne definim interesul național și nu ni l-am definit niciodată în acești ultimi 21 de ani, avem doar interese personale ale celor care ne conduc pentru o perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp, atâta timp cât nu avem un interes național, sigur că nu vom avea nici interesul pentru o educație de calitate. Care educație, sigur că ar putea produce, crea competențe. Și neavând o educație de calitate, nu avem nici de unde să luăm acei lideri competenți care să ne conducă, care să conducă o entitate administrativă, să o conducă spre performanță, pentru că ei nu au de unde să știe ce înseamnă performanța. Sigur că nu avem nici funcționari competenți, pentru că nu au unde să se pregătească, nu au cum să se pregătească, nu avem nici firme care să își poată recruta de pe piața muncii, să-și recruteze oameni competenți, pentru că, așa cum spuneați, învățământul sau educația vocațională la noi nu mai există. Și nu trebuie să inventăm roata. Dacă toți suntem membri ai Uniunii Europene, putem să ne uităm chiar în curtea noastră. Nici nu trebuie să călătorim foarte departe, nu trebuie să călătorim peste ocean. Putem să vedem care sunt experiențele celor de lângă noi. Și o experiență, cred eu, cea mai bună în domeniul educației vocaționale o are Germania. Care Germania, tocmai pentru că este foarte axată pe zona aceasta economică și pe dezvoltarea pieței, sigur că își creează instrumente. Și un instrument este educația vocațională. O să vedeți că o firmă, orice firmă din Germania, își instruiește angajații, îi și angajează, îi și instruiește în același timp. Și școlile vocaționale funcționează foarte bine și întreprinderile au de unde să-și ia angajații, de unde să-și ia lucrătorii în orice domeniu. Deci iată că există, dacă există voință și dacă există acest interes național pe care vrem să-l urmăm și după care vrem să ne ghidăm, sigur că găsim și instrumente. Nu sunt foarte complicate, nu trebuie să facem strategii foarte complicate. Sunt lucruri de bun simț pe care doar trebuie să le vedem, să le recunoaștem și, sigur, să le aplicăm, să vrem să împărțim această mare problemă care la noi, din păcate, este extrem de profundă, să o împărțim în piesele acestea, în bucățile acestea mici și să le rezolvăm bucată cu bucată, sigur, dacă chiar ne dorim acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc!